Bine v-am regăsit în Universitaria, spațiu în general dedicat Universității Spirul Haret și studenților săi, prin mine mai ales studenților de geografie, dar credeți-mă, stimați telespectatori, dumneavoastră sunteți cel puțin tot atât de importanți ca și studenții. Pentru că m-am gândit ca în acest episod al geografiei utilizării terenurilor pe care ei o studiază la facultate, să mai căutăm câteva întrebări și răspunsuri și poate să ne și delectăm puțin cu ceea ce în tinerețe mulți dintre noi au gustat. Mersul în natură. Mi-am propus pentru început să exemplific această evoluție a modului de utilizare a terenurilor, plecând de acolo de unde se spune, conform teoriei darwiniste, evoluționiste, că a plecat și omul din Africa. Vă propun să urmărim o secvență dintr-un film celebru. Eu am găsit-o pe YouTube ca atare. Filmul întreg este liber pe YouTube. Am să vă las pe dumneavoastră să încercați să memorați imaginile și să îl căutați pe YouTube. Filmul este la liber pe un anumit site. Este făcut de o echipă franceză cu multe alte grupuri internaționale. S-a filmat în toată lumea niște filmări cu totul și cu totul deosebite. Varianta în engleză a filmului se cheamă Home, pur și simplu. Căutați-l, îl veți găsi. Iată despre ce este vorba. Îl vom lăsa să curgă vreun minut, un minut și un pic, o anumită secvență. Se spune că de acolo am plecat noi ca ființe umane din Africa. Super, nu? De acolo am plecat noi ca oameni. Acolo sunt începuturile omenirii și filmul surprinde exact aceste începuturi. O societate bazată pe vânat, pescuit, cules, creșterea animalelor. Mult mai târziu am descoperit și agricultura. Am adus în atenția dumneavoastră această secvență de film pentru că ea cred că reprezintă în mentalul tuturor întoarcerea la timpurile cele bune, la începuturile începuturilor, la Eden. Așa arată. Dar asta nu înseamnă că viața e ușoară acolo. Cred că ați fost surprinși de imensitatea spațiului. E drept, suntem la sfârșitul anul timpului ploios, savana este plină de verdeață, dar după 4 luni nu mai este așa. Apa e o problemă, vegetația s-o usucă, hrana e o problemă. Iată că vorbeam de habitat, un tip special de habitat, satul african, cu incinte separate pentru fiecare familie și pentru fiecare, cum zic francezii, trupo, turma fiecarei familii și apoi o incintă generală pentru tot satul, pentru a apăra întreaga comunitate de prădători, respectiv de feline, în primul rând. Ieșirea din acel sat și plecarea spre cunoscut a locuitorilor
Am ales-o pentru că ar semnifica plecarea noastră de acolo, din acel rai, cel puțin așa părea, spre unde suntem astăzi. Și evident nu mai suntem în rai. Ce s-a întâmplat între timp? Între timp am învățat că putem modifica fiecare bucată de pământ conform unui interese personale, de grup mai mare, mai mic, cu bătaie mai scurtă, mai lungă, pe profit sau din necunoaștere, ca să se nu zic altfel. S-a întâmplat că nu ne mai înțelegem cu mediul în care suntem destinați până la urmă să trăim. De aceea, geografia utilizării terenului poate veni cu niște întrebări și răspunsuri pertinente la aceste întrebări, care să ne ghideze în a încerca să fim mai buni, nu neapărat cu noi înșine, mai buni cu ceea ce ne face să trăim. Mediul, calitatea lui, calitatea aerului, a apei, mediul urban, calitatea lui, calitatea mediului social în care trăim. Ne-am propus să trecem un pic mai departe în revistă ceea ce discutaseră mai devreme și apropo de aceasta, iată câteva tipuri de agricultură. Am încercat să pun în 6 imagini 6 zone diferite ale lumii și haideți să le urmărim începând din stânga sus. Ce vedem aici este un tip de agricultură practicată mai ales în Canada. Ce vedem aici este o agricultură practicată fie în Libia, fie în zona Texasului. Ce vedem aici este o agricultură practicată de obicei în Franța, în nordul Franței și în o anumită parte a Marii Britanii. Ce vedem aici nu sunt corole de copaci, ci pur și simplu defrișările din Amazonia. Se pleacă dintr-un punct și se defrișează și se repopulează. Aici va fi așezarea. Sunt câțiva kilometri buni dintr-o parte în alta. Ce vedem aici sunt defrișările din Canada. Și ce vedem aici este un tip de agricultură care se practică acum undeva în zona bazinului parisian, dar mai ales la est de Paris, o agricultură cooperatistă în care micile ferme au fost, vedeți diferența dintre micile ferme, ultima imagine de pe șirul de sus, și aceste ferme cooperatiste, prin înțelegerea și asocierea de bună voie a fermierilor. Nu știu dacă sunteți în cunoștință de cauză, dar se pare că în Franța nimeni nu se teme mai mult decât oricine de fermieri. Cuvântul și votul fermierilor este sfânt. Să nu uităm că Franța este principalul producător de hrană din Europa și unul din jucătorii mari din lume, undeva pe locul 3-4, ceea ce înseamnă că ei știu ce înseamnă să produci alimente de diverse tipuri. Ca o curiozitate, mi-a fost dat să parcurg, în afară de pădurea amazoniană, recunosc și zona defrișorilor din Canada, celelalte tipuri de spații, ele pot fi, să spun, găsite la o anumită scară și la noi. Dacă mă gândesc bine, probabil că și noi avem defrișări, nu? Iată, imagini făcute de studenții noștri într-o aplicație destul de recentă. Cam așa arată o defrișare mai mult sau mai puțin legală undeva în România. E un dezastru ecologic până la urmă. Sortarea se ia doar cei buni și restul la revedere. Și cam ăsta este efectul, să spun, în timp. După defrișare, pădurea se regenerează în mod natural. Dar vedeți diferența dintre pădurea mai veche și pădurea asta mai tânără. Și nu peste tot pădurea se regenerează. Avem o mare problemă apropo de principalul factor de impact asupra calității vieții noastre. Defrișarea unor suprafețe din ce în ce mai mari și nejustificat de mari de pădure. Și dacă ar fi să ne mai gândim la ceva, ar trebui să mergem pe zona unor imagini din România. Există și un parc național în zona respectivă. Nu e foarte departe de București, nu e foarte departe de Constanța, nu e foarte departe de Galați și Brăila. Încercând să schimbăm registrul, sper să
reușim să le și aducem în imagini imediat. M-am gândit să vă aduc în atenție câteva imagini dintr-o zonă mirifică. Sper să o putem vedea. Iată. Probabil că puțini își dau seama că zona aceasta este din România. Este vorba de munții Dobrogei. Ca altitudine, 500 și ceva de metri, nu par mulți, sunt mai jos decât multe dealuri. Dar apropo de utilizarea geografiei, utilizării terenurilor. Granitul din munții Dobrogei este roșcat, iar la apus și răsărit de soare dă un peisaj cu totul și cu totul mirific. Uitați-vă însă mai jos, da? Suprafețe bine lucrate. Nu chiar peste tot, dar încă sunt suprafețe foarte bine, foarte îngrijit lucrate. Au fost acoperiți, într-adevăr, în vremuri istorice de păduri. Nu mai sunt acoperiți de păduri. Efectul este acesta, spectaculos. Dar rănile se mai văd și astăzi și o să vedem că multe sunt chiar mai mari. Așa, ca imagine, ne-am crede într-o zonă în care se pot fabrica westernuri americane. Nu, e la noi. Cât de aproape de noi poate fi o zonă de recreere, e de neimaginat. Probabil că puțin din dumneavoastră își dau seama, e drept în măcini, nu prea ai hoteluri, nu prea ai apă, trebuie să te duci cu cortul, să scari apa de jos, să scari rucsac și mâncarea pentru 3-4 zile. Da, ce bine te simți când te întorci. Credeți-mă, în fiecare an studenții noștri merg și avem și foști studenți de mulți ani care vin cu aceeași plăcere. Mai mult decât atât, iată cam unde ajung studenții și iată acest contrast între munte, stâncos, lipsit de vegetație și ceea ce în zare se duce spre Dunăre, la terenuri foarte bine cultivate, se vede și Dunărea, dincolo de Dunăre e insula Marea Brăilei, încă se mai practică o agricultură bună, încă se mai pot obține venituri din practicarea agriculturii. Dar trebuie făcută de la o anumită suprafață critică în sus, pentru că una din marile probleme ale României, sub aspect al utilizării terenurilor arabile, în primul rând, dar și agricole în general vorbind, este fărâmițarea proprietăților. O economie bazată pe colectarea, producerea, colectarea și desfacerea sub o formă sau alta a acestor produse nu poate fi făcută decât de la o anumită suprafață critică în sus. De la atâtea hectare în sus rentează să cultivi. Altfel, după cum bine știți, cea mai mare parte a parcelelor mici sunt folosite pentru așa numită agricultură de subzistență. În mod ciudat este chiar tipul african de cultură. În mod ciudat, cam așa e mare parte din agricultura Africii, de subzistență, recte de azi pe mâine sau de anul ăsta până la anul. Iarăși avem o diversitate de peisaj uluitoare. În prim plan avem un land de orz, este după spic, sau orzoaică, dat în copt. Undeva mai încolo o zonă de plante furajere și o zonă împădurită. Iată pe un spațiu mic și cu acel pisc dezgolit secretul unui mediu de bună calitate. Locuitorii încă îl mai păstrează și încă mai au grijă de el. Dar înseamnă că și către ei se întoarce ceva, se întoarce ca sentiment de bine. Te simți bine să fii acolo câteva zile, ei sunt de mult acolo, s-au obișnuit și nu prosperă. Dar au acel sentiment al stării de bine. Un alt punct de perspectivă asupra acestui peisaj, dacă v-aș spune că imaginea e undeva din, știu eu, estul Statelor Unite, ați fi convins că așa este. Iată cât de bine este lucrată o parcelă, iată cât de bine arată cultura. Da, e orzoaică. Incredibil. Undeva în România. Am fost surprins în fiecare vară, mergând în Dobrogea, să văd suprafețe din ce în ce mai mari, reluate în cultură, niște culturi de o calitate deosebită. Acum, că merge producția la export sau nu, asta este cu totul și cu totul altă problemă. Dar cineva produce, cineva câștigă, cineva are de lucru.
cineva lucrează cu conștiinciozitate. Tot din zonă au apărut și noile tehnologii. În general, Dobrogea, datorită constanței direcției și vitezei vânturilor, este pretabilă la valorificarea energiei eoliene și nu numai, și acelei solare. Unii au zis că acea turbină ar strica peisajul. Cred că mai mult strică cele două barâși de lângă ea. Cea cu ușa albastră e mult mai veche, ținea de un fost stațiune de mașini și tractoare, se chema pe vremuri, cred. Dar turbina eoliană chiar dă o notă, știu eu, de prospețime peisajului. Cel puțin așa mi-au spus și niște peisagiști. Iată ce înseamnă starea de bine în această zonă. Am ales special această imagine pentru a vă demonstra că și în România există oameni care știu să folosească conștiincios și corect terenurile, să obțină și un profit, dar să aibă și grijă de ele, iar oricine merge acolo capătă acea stare de bine inerentă unui loc bine, bine îngrijit. Deși, vă spuneam, munții Dobrogei nu sar de 600-700 de metri, peisajele sunt spectaculoase și relativ accesibile. Odată urcați pe vârf, peisajul se schimbă dramatic, ca utilizarea terenurilor doar în sistem pastoral. Sunt multe, multe stâne cu oi și capre în zonă, ocupație tradițională, de fapt. Dar am ales această imagine datorită acestui spectaculos pe care îl dă într-o zonă care pare monotonă. Și iarăși, pe partea cealaltă acum, această mixtură de spații agricole bine lucrate, judicios împărțite și frumos arătoase, cu o zonă de fundal, de munți cu peisaj degradat din cauza defrișărilor, pădurile mai sunt păstrate pe aici, pe acolo, pe mici suprafețe, nu se mai pot reface. În Dobrogea, în general, la ora actuală, condițiile meteoclimatice cu greu mai permit dezvoltarea unei păduri naturale, ar trebui plantată, îngrijită ani de zile, costă foarte mult, dar Dobrogea este celebră și pentru unele din zonele cu livezi. Cred că v-am mai prezentat această imagine, efectul despăduririlor în zona subcarpatică. Aici e un efect și pe construirea unui lac de acumulare, pe râul Târgului este, dacă nu mă înșel. Și dincolo de lac, unde se vede mai puțin o defrișare legală, dar masivă, un impact devastator, adică cât de bine v-ați fi simțit privind imaginile din munții Dobrogei, o zonă săracă, prin definiție. Să nu credeți că oamenii de acolo sunt extrem de prosperi, dar sunt mulțumiți de viața lor și de mediul în care trăiesc, de calitatea lui. Ce se întâmplă cu oamenii de aici după ce și-au tăiat pădurile? Nu mă întrebați, că nici ei nu știu și le e frică să-și și gândească de multe ori la ce urmează. În general, viituri, inundații, vai de ei și de ei. Și ca să vă convinc că nu numai în natură putem să ne simțim bine, mă gândesc să vă prezint în continuare, și sper că l-am și selectat, de undeva l-am adus, un filmuleț, vi l-am mai arătat, tot din Home, o secvență, dar de data aceasta o secvență poate mult mai familiară nouă și mult mai de dorit, poate. De ce? Păi, haideți să ne uităm puțin la ea și să vedem despre ce este vorba. Cu ajutorul colegilor din regie, cât de curând, iată, putem comuta pe filmuleț. Noi suntem obișnuiți cu așa ceva. Cu o zonă de intensă industrializare. Dacă n-ar fi din zona Texasului și a Golfului Mexic, am putea crede că e pe undeva, pe lângă câmpii, arăta acum 50-60 de ani așa, pe la Băicoi mai arată pe după deal și acum așa, și multe părți ale României. Acum, cât de confortabil este să trăiești într-un astfel de peisaj, mie mi-e greu să vă spun într-o anumită cifră.
Dar mie personal nu cred că mi-ar da un sentiment de bine să trăiesc într-un astfel de mediu. Deși sunt oameni care trăiesc acolo, dar câștigă foarte bine într-un astfel de mediu. Spuneam de impactul acesta de motivare economică. Bun, se ajunge la un moment dat să trăim în astfel de medii și iată, noi trăim într-un astfel de mediu, nu este București, este drept, pentru că nu prea are București așa o arteră de circulație. Este un oraș în stil american, bineînțeles, este chiar Los Angeles pe zi și pe noapte, imagini fabuloase, paruluitoare, toți ne-am dorit să trăim acolo. De la depărtare, credeți-mă că arată bine. Dar când vă spun că multe străzi nu au trotuar pentru că nimeni nu circulă pe jos, probabil că nu ați gândit că ați putea să vă duceți până la prietenii de la scara vecină sau două quartale mai încolo pe jos. Nu ai cum. Zone rezidențiale în apropiere de Los Angeles, acum să mă ierte Dumnezeu, seamănă probabil ca turnate cu cele din România. I-am copiat, nu știu, dar eu nu m-aș simți bine într-un astfel de... S-au copiat până și în împrejurimile Shanghaiului zonele de rezidențiale, dar vedeți pe model european. Doamne ferește, dar unde e vreun copac, vreun petec de iarbă? Cred că fiecare dintre noi am avea o problemă. Să locuim acolo măcar 5 ani. E tare greu să te orientezi în acest spațiu, să ajungi acasă. Și în sfârșit, o imagine de final... Ceea ce mulți ne dorim, există vorba aia, câte una pentru fiecare așteptându-ne, cam așa arată producția pe o lună, o lună jumătate a unei celebre fabrici de autoturisme. Care este impactul pe care l-au asupra mediului pe moment ce le folosim și pe perioade lungi de folosire? Asta știți poate mai bine decât mine și probabil că în fiecare zi luptați între a ieși cu mașina sau nu, depinde de motiv, motivație și interes până la urmă. V-am adus în atenție, stimați telespectatori, ceea ce pare la început pentru studenții Facultății de Geografie a Universității Spiru Haret, o introducere într-un domeniu arid, geografia utilizării terenurilor. Dar ne introducem în frumusețea gândirii despre cum trăim, cum vrem să trăim, de ce trăim așa, cum am vrea să trăim și ce ar trebui să facem ca să trăim cum am vrea să trăim. La aceste întrebări, fiecare dintre dumneavoastră cred că este dator cu un răspuns. Vă aștept în alte ediții, împreună cu colegii mei, vă vom aduce în priviri multe, multe lucruri interesante pe care zilnic le au în față studenții noștri la Facultatea de Geografie a Universității Spiru Haret. De ce nu? Încercați să treceți pe la noi, Bulevardul Timișoara 58. Nu ne sunteți studenți, poate nu ne veți fi, ne găsiți acolo și ne puteți întreba despre ceea ce vă interesează în legătură cu geografia. Pe cât mai curând și numai bine!